Este cea de-a doua bursa locurilor de muncă organizată de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Giurgiu și prima destinată doar absolvenților. Indiferent că este vorba despre tineri care au absolvit liceul, fie că este vorba despre cei care au terminat alte forme de învățământ, la această acțiune pot lua parte toți cei interesați să-și găsească un job. Până acum și-a anunțat prezența 51 de angajatori care vor oferi circa 350 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe joburi sunt oferite în industria confecțiilor, construcții, comerț, servicii și asigurări. De departe, evenimentul se dorește a fi o oportunitate pentru Giurgiuveni pentru a se orienta astfel profesional, însă rămâne de văzut câți vor pleca acasă din șomer angajat. Având în vedere că și numărul de elevi care nu au promovat examenul de bacalaurat este destul de mare la nivel de județ, organizatorii spun că se așteaptă ca și participarea să fie una numeroasă. Cei care vor da curs invitației și vor să afle ce este nou pe piața muncii ar face bine să vină și cu un CV gata completat, dar și cu o scrisoare de recomandare. În plus, se pot informa corect cu privire la serviciile oferite de agențiile de ocupare și pot comunica direct cu patronii interesați să angajeze personal din rândul celor mai puțin experimentați. La rândul lor, economici care încadrează persoane din rândul absolvenților trebuie să știe că pot beneficia de o serie de facilități și subvenții prevăzute de legea în domeniu, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. În perioada 1 iunie 31 august 2015, la nivelul județului Giurgiu, au fost înregistrați circa 1200 de absolvenți ai instituțiilor de învățământ, procentul cel mai mare fiind al absolvenților de studii medii și profesionale. Evenimentul va avea loc începând cu ora 9 și se va desfășura simultan atât în municipiul Giurgiu, în incinta restaurantului Miorița, cât și în orașul Bolintin Vale, la sediul bibliotecii din loc. localidades.